Unul dintre cele mai râvnite lucruri de omenire este acela de a călători în timp. Doar imaginați-vă că orice greșeală pe care ați făcut-o ar putea fi îndreptată printr-o simplă călătorie, având la cunoștință urmările faptelor pe care le-ați făcut. Ei bine, dacă acest lucru ar fi disponibil pentru toată lumea, lucrurile ar fi un adevărat haos, iar prezentul ar avea de suferit distorsiuni continue care nu ar duce la nimic bun. Dar dacă ar exista un singur grup de persoane care să poată utiliza această călătorie în timp și prin intermediul acesteia să corecteze greșelile trecutului, în acest scenariu, oamenii de știință cu siguranță ar fi implicați, însă acest lucru ar presupune un efort imens pentru a putea deduce cum lucrurile s-ar schimba în prezent dacă trecutul ar fi modificat. Să luăm exemplul celui de-al doilea război mondial și să ne întoarcem în momentul în care Adolf Hitler își începea primele campanii de promovare nazistă, reușind cumva să îl oprim. În primă fază am spune că acest lucru ar duce la oprirea celui de-al doilea război mondial, însă lucrurile ar putea diferi colosal de mult față de cum s-au dezvoltat în realitatea noastră. Astfel de scenarii pot fi scoase din multiple tragedii pe care omenirea le-a suferit, iar călătoria în timp le-ar putea remedia, existând destul de mulți susținători ai teoriei conform căreia călătoria în timp este deja posibilă și utilizată de anumite persoane. Călătoria în timp și în realitățile paralele. O bună parte din tot ceea ce cunoaștem despre timp și cauzalitate provine din teoria relativității generale enunțată de Albert Einstein. Acesta combină spațiul și timpul într-o entitate solidară, adesea denumită spațiu-timp, și oferă o explicație remarcabil de complicată a modului în care funcționează ambele. Această teorie a fost verificată de multe ori și cel mai adesea s-a dovedit extrem de exactă. Totuși, anumiți fizicieni au dorit să ducă lucrurile puțin mai departe și astfel au decis să încerce să utilizeze relativitatea generală pentru a-și da seama dacă călătoria în timp ar fi posibilă. Astfel s-a ajuns la scrierea unor ecuații care descriau călătoria în timp și sunt pe deplin compatibile și consecvente cu relativitatea. Aceste ecuații însă au câteva probleme, întrucât fizica diferă puțin de realitate. Una dintre probleme ar fi construirea unei mașinării care să facă posibilă călătoria în timp. Așa cum bine știm, toată energia pe care o vedem în viața de zi cu zi este energie pozitivă, iar proiectarea unei mașinării de călătorie în timp ar presupune introducerea unei energii exotice, materie cu energie negativă. În mod teoretic, această energie ar putea fi creată, însă pentru un timp foarte scurt și într-o cantitate insuficientă. Desigur, această problemă ar putea fi strict reținută de apogeul nostru tehnologic actual. A doua problemă însă este ceva mai greu de trecut cu vederea, indiferent de cât de mult vom evolua din punct de vedere tehnologic. Ne vom referi astfel la limitările logicii pe care călătoria în timp pare să le depășească, întrucât paradoxurile călătoriei în timp ar putea reprezenta o problemă serioasă. Există mai multe tipuri de astfel de paradoxuri, dar cele mai problematice sunt paradoxurile de consistență. Cel mai ușor exemplu de astfel de paradox se poate rezuma la un scurt mic scenariu. Să spunem că putem folosi mașinăria timpului pentru a ne întoarce cu un an în urmă dorind să schimbăm ceva în trecut, însă vom distruge mașinăria timpului în trecutul în care am ajuns. Faptul că am distrus mașinăria timpului ne va interzice să o folosim, fiind prinși într-un pseudo-trecut. Ipoteza simplificatoare, eliminăm paradoxurile. De cele mai multe ori considerăm că paradoxurile pot fi create, dar în fizică un paradox nu este un eveniment care se poate întâmpla de fapt, este un concept pur teoretic care indică o inconsecvență în teoria însăși. Să luăm exemplul călătorilor în timp care sunt avertizați că vor putea face schimbări semnificative în trecut și astfel să evite să-și întâlnească sinele trecut tocmai din acest motiv. Revenind la latura științifică, am putea spune că paradoxurile consistenței ar transpune călătoria în timp ca un lucru imposibil. Același lucru a fost susținut și de fizicianul Stephen Hawking, care a formulat conjectura de protecție a cronologiei. Dar dacă în loc să eliminăm călătoria în timp, am încercat să eliminăm paradoxurile. Teoreticianul Igor Dmitrievich Novikov a afirmat că acest lucru ar fi posibil și încearcă să demonstreze asta.
Conform lui, legile fizice ar încerca să păstreze această consistență, iar factorii care ar putea duce la crearea paradoxurilor ar lucra în beneficiul fizicii, iar anumite lucruri ar fi imposibil de realizat, spre exemplu distrugerea mașinii timpului. Implicațiile guvernului american. La un moment dat, internetul a oferit o teorie foarte susținută conform căreia guvernul american ar fi implicat în cadrul unor programe de călătorie în timp, unii susținând că le-ar fi dus chiar la capăt, acestea desfășurându-se lângă New York, fiind cunoscut drept proiectul Montauk. Deși acest lucru nu a putut fi dovedit până în prezent, este cel mai probabil vorba despre o teorie a conspirației care are în esență puțin adevăr. În trecut, oamenii de știință au lucrat la realizarea unei găuri negre, fiind singura șansă prin care am fi putut călători în timp pe planeta noastră, având în vedere locurile în care celelalte găuri negre sunt situate. Presupunând că americanii ar fi reușit să producă o astfel de gaură neagră, putem sesiza foarte ușor cum problemele încep să apară. Încă de la punerea în funcțiune a acceleratorului de particule a existat un grup considerabil de oameni care au fost nemulțumiți de prezența acestuia și au considerat că el ar putea fi un adevărat dezastru pentru omenire, urmând ca lumea să se sfârșească atunci când prima gaură neagră va fi creată. Deși posibilă inventarea unor găuri negre artificiale ar reprezenta un adevărat șoc științific, perceperea acestui lucru este greu de realizat. În esență, până și o mică gaură ar fi suficientă pentru a ne distruge întreaga planetă și ar fi mai potentă decât orice armă pe care omenirea noastră o poate realiza, întrucât aceasta ar putea crește atât timp cât nu este controlată într-o manieră agresivă, ajungând atât de mare încât ar devora Terra. Așadar, dacă oamenii de știință ar fi creat în secret o astfel de gaură neagră capabilă să întrețină călătoria în timp, cu siguranță guvernul încearcă pe cât posibil să mențină acest lucru neștiut. Dar asta nu este nimic nou. Multe țări au dezvoltat superarme și diverse tehnologii care le-au ajutat de-a lungul timpului să-și atingă anumite obiective, iar cel mai puternic exemplu în acest sens sunt armele nucleare. Analizând situația din cel de-al doilea război mondial, atunci când armele nucleare au fost pentru prima dată prezentate lumii, am putea să vedem cum spionii ruși cunoșteau deja faptul că americanii dețin astfel de armament. Vorbim însă despre două situații destul de diferite. Chiar dacă armele nucleare ar putea fi ținute ascunse de ochii lumii atunci când nu sunt utilizate, în momentul în care acestea au fost aruncate în 1945 peste Hiroshima și Nagasaki, lucrurile au fost clar vizibile pentru orice persoană de pe planetă. Așadar, o mică gaură neagră capabilă să întrețină călătoria în spațiu ar fi destul de ușor de mascat comparativ cu armele nucleare. Concluzie. Călătoria în timp este unul dintre cele mai interesante domenii de studiu pe care cercetătorii îl dezbat în continuare, încercând să găsească un răspuns exact care să confirme sau să infirme posibilitatea. Până când acest lucru va putea fi făcut, putem doar să analizăm fiecare posibilitate și să încercăm să tragem o concluzie. Este clar faptul că pentru a putea călători în timp este nevoie de studii care să acopere orice amănunt, întrucât orice mică greșeală ar putea duce la pagube irecuperabile pentru lumea în care trăim. Dacă zvonurile sunt adevărate și americanii au trecut la fapte, reușind să creeze o gaură neagră artificială, aceștia ar putea fi în fruntea tuturor când vine vorba de călătoria în spațiu. Totuși, aceste informații nu sunt disponibile publicului, având în vedere motivele pe care le-am expus anterior. Un lucru este sigur însă, dacă aceștia au reușit să călătorească în timp, nu vor dori să exprime public acest lucru, întrucât motivele de îngrijorare și panică s-ar abate foarte ușor peste populație, iar americanii ar avea de suferit enorm de mult.